În 60 am venit în concediu și am rămas în București. Sigur că în București nu se va angaja nicăieri, că eu aveam buletin de țară, că numai în construcție s-a angajat. Și am făcut 6 luni de zile la locul de muncă și am ieșit zidăriță, categoria a doua, că așa era atunci pe vremea aia. Pe urmă, cu timpul, am luat-o pe a patra. Toată balta albă, aproape lucrată de ACM1. După aia ne-am mutat din balta albă, am venit prin bariera Vergului, avem și acolo vreo 3-4 blocuri. După aia iar pe la Dristor, tot Dristorul Mihai Bravo făcut de noi ACM1. Singura femeie am fost eu între ei. De la 7 și până la 12, oamenii erau pe schelă, în interior, exterior. La 12 se cobora, ne coboram la masă, până la ora 1. Dar dacă se întâmpla de venea Ceaușescu în timpul mesei, toată lumea ieșea cu mâncarea așa, urcam pe schelă, chiar dacă nu lucram, mergea schelele ca să vadă el că se lucrează, chiar dacă nu se lucra. Nebunise Ceaușescu ăsta, ce să mai, care n-avea buletin de București, nu mânca salam. Ce să mănânci? Mănânci lapte? Că nu puteai, trebuia să-i dai omului cârnați. Mâncam la ora 1 fără 5, ieșeam afară. Era o veselie, o bucurie. Ei, acum pune copiii ăștia să muncească, că la 9:30 au obosit. Ce lucrări sunt aici? Aici, dacă bați un cui în interior, îți spun eu că intră cuiul ăla, că nu-i beton, e cărămidă. Iar la blocurile astea care se face acum de vin plăcile alea din beton și se montează, ăla nu poți să bați un cui. Nu că la cutremur nu se deranjează cărămida, dar se lipește mai bine cărămida decât placa aia de beton. Mult mai bine. Sau, de exemplu, fântânele astea, dacă nu le lucram pe vremea lui Ceaușescu, mai lucra ăștia acum fântânele astea? Nu. Am avut lucrări și în interior la Casa Poporului, dar foarte puțin oameni i-a dat, că periculos acolo murea, nu era noapte să nu moară, că știi că a fost pe vremea aia, se lucra și concentrații. A adus oameni din țară și i-a angajat. Îi și obliga să lucreze noaptea. Păi lucrează noaptea, dar trebuia să faci o oră pauză. La ei nu era o oră pauză, nu era în continuu, foc continuu, așa se lucra. Cădeau după schelă obosiți, câți n-au murit în... Dar nu se știa că a murit. A murit și atât, restul nimic. Și Casa Poporului, el credea el că o să moară, credea că e a lui Casa aia Poporului. Chiar sunt mândră pe unde trec și vedem fațada, zic, uite băi ce fațade, și acum se păstrează. Ne dădea bani mult, să știi, munceam, dar am și câștigat. Te-am zis, eu luam 8.000 de lei, erau bani atunci acum. Și acum iau 15 milioane vechi pensii, 1.500, și abia mă ajung de la 1 până la... Dar mulțumesc lui Dumnezeu că... Uite, am apucat, apuc 80 de ani. Cine credea că o să apuc 80 de ani?